meci inexplicabil pentru mine. Un meci în care nu am avut reacția care m-am așteptat, cu reactivitate destul de slabă din partea noastră. Motivele, știu, cauzele le vom analiza și le vom găsi în cursul săptămânii următoare. Am stat de vorbă deja cu echipa, este deja istorie, nu mai avem ce să mai facem decât să ne pregătim pentru meciul care urmează, pentru jocul cu Daci, cu Zarea. Mă rog, întrebări. Cam slab jocul de astăzi. Da. Aveți dreptate. A fost un joc slab, un joc de luptă. Ne așteptam că echipa adversă să vină ca un animal rănit după ce a pierdut acasă. Știam că va veni cu toate forțele să se apere, să se baricadeze în jumătatea proprie. O echipă care a arătat și fotbal, o echipă destul de echilibrată, Sfântul Gheorghe. Din păcate, noi nu am reușit să găsim soluțiile propice pentru a desface la cât advers. Din punctul meu de vedere, cred că viteza de joc a lăsat de dorit. Dacă nu am avut viteză de joc, viteză de gândire, viteză de execuție, nu am putut să surprindem adversarul sub nicio formă. Rezultatul decisiv? Da. În urma jocului, eu zic că da. Se creează impresia că Victor Stănu poate decide unde face pe unul singur. În părerea voastră, ce îi lipsește lui când se facă asta? Bine a spus, doar se creează impresia. Nu cred că Victor Stănu poate să decide de unul singur. Jucătorii care pot să decidă un joc sau o fază de unul singur sunt foarte rari. Victor Stănu este un jucător cu talent, cu calități foarte bune, un jucător de echipă, un jucător care poate să facă diferența, dar doar împreună cu echipa. De unul singur nu poate să facă diferența. Nu știu dacă pot să enumăr un jucător care la noi ar putea să facă diferența din punct de vedere tehnic. Un dribler, un număr 10 care să facă diferența este foarte greu de găsit. În schimb, avem un grup bun, un colectiv bun, care împreună pot să facă rezultate foarte bune. Dacă să vorbim procentual, cât la sută a fost? Nu știu, eram departe, nu vreau să mă exprim. Eram departe, eram exact, nu știu, la 70, 60, 70 de metri, nu vreau să mă exprim, nu judec arbitrajul. Dacă arbitrul a decis, posibil să fi fost și contact, nu analizez lucrul ăsta și nici nu vreau să mă exprim. Dacă nu am argumente, nu mă pot exprima. Ce părere ai despre jocul lui William? William este, chiar să vorbeam zilele trecute, acum vreo două zile, este cea mai mare necunoscută pentru mine de la noi, de la echipă. Este jucătorul de care dumneavoastră m-ați întrebat, de număr 10, să spunea ceva referitor la Stănu, este jucătorul care ar putea să facă diferența, însă îi lipsește ceva. Noi trebuie să descoperim ce anume îi lipsește. Pentru că la duelul 1 la 1 este imbatabil, nu poate să fie deposedat, este foarte greu de deposedat, însă când apare relația 2 la 2, deja când apare jocul colectiv, intervin probleme la, probabil că la nivel mental. Dar sper să găsim exact ceea ce trebuie să-i dăm pentru a se descătușa și a-și arăta valoarea talentului pe care o are. Este, brate, în внимание, имею в виду всю игру. В принципе, мы даже по такой игре, будем говорить, может быть, не такая яркая была, мы создали свои, опять же, не считая пенальти, создали свои три момента, когда мы могли открыть счет в матче. По большому счету, были удары у соперников, но нельзя сказать, что, я имею в виду, я не считаю гола. То есть, таких явных моментов, когда не могли нам забить. Поэтому, если брать по моментам, то по явным моментам, то здесь мы где-то переиграли. Что касается нашей команды, первый тайм довольно-таки неплохой был. Во втором тайме где-то минуты 60-й соперник прибрал, будем говорить, игру под свой контроль, и здесь у нас начали возникать проблемы. Я так думаю, что ребята, которые вышли на замену, это касается и Максима, и Калугера, где-то придали стройности нашей игре. В конечном итоге, я думаю, что ребята все-таки верили до конца, что можно исправить положение. Опять же, нашли момент, когда реализовали. Тяжелая игра, очень много борьбы, будем говорить, соперник после проигрыша, и мы после проигрыша, поэтому уступать никто не хотел.
Если так брать, то, наверное, по игре. Все. Ученику. Я могу сказать, да, в первую очередь, но и нам, вот, к своей жукатуре, хай спонем аша, а у резистат, по новому момент, что сведя, когда мы, а еще путь сапары, проблеми ланой, и между кутеренлой, Мандриченко, он пик, хай спонем аша, его обосит, что бы с вашим урдженским бэр. А стал фостом риск, дар, по новому урмы, да, каша у Марса, сам каша, трябва сфи. Eu totuși speram la mai mult, dar din situația și cum ne-am aflat noi că pierdem 1-0, putem spune că suntem mulțumiți, dar până la meci, în parcursul meciului, eu vă spun așa că dacă în creat câteva momente unde, hai să spunem așa, real trebuie să marcăm, înseamnă că nu sunt mulțumit. Încă întrebări? Da.